Bună ziua, bună ziua, bine ați venit la prăjituri cu camele și bucate Arată cozonacul gustoase. meu. Vedeți? Așa arată cozonacul meu. Cozonac. Și acesta este al doilea. Unul este umplut și unul este simplu. Acesta este în formă de pandoro. Cum arată. Vedeți? Se vede că încă iese aburul. Trebuie lăsat să se răcească bine. Așa arată. Iată, am să rup și feliuța aceasta, să vedeți cum arată. Așa arată, parcă e de pufos este. La camele, am bucurie. Astăzi o să facem un cozonac, o rețetă nouă și o să începem cu plămâneala. Și vom avea nevoie de următoarele ingrediente. De 30 de grame de drojdie uscată. Așa. Apoi un cubuleț de drojdie proaspătă, 25 de grame. O linguriță rasă de zahăr, 3 grame. 30 de apă la temperatura camerei și 20 de grame de făină. Acum le vom amesteca pe toate aici și vom pune în vasul nostru, aici vom pune zahărul cu drojdia. O să o sfărâmăm așa. Punem aici. Punem și drojdia uscată și apa. Amestecăm așa bine totul, vedeți? Până se topește drojdia uscată. Dacă mai e nevoie de apă, mai adăugăm puțină. Așa. Mai punem încă puțină apă. Și amestecăm aici tot. 30 de apă cu 50, deci 80 de apă. Și amestecăm bine totul. Apoi vom acoperi. Vedeți? Acoperim. Acoperim și lăsăm măiaua la crescut. Și ne pregătim restul ingredientelor. Acum trecem la partea a doua. Aici avem, ia uitați, drojdia noastră. Ia uitați, măiaua a crescut. Acum vom pune totul în robot. Vedeți cum a crescut? Uitați ce beșecuțe are. Deci vom avea nevoie de maiaua noastră, de maia. Două ouă întregi și trei gălbenușuri. Deci aici avem 5 ouă. De pasta de mandarine. De 250 de lapte. Vedeți? Esență de rom, 70 de grame de unt, 75 de zahăr. Și acum să le punem pe toate în... Vom pune făină. Deci, am pus făina în robot. Acum vom pune maiaua. Vedeți cum crește? Crește văzând cu ochii. Așa, și o punem așa pe toată aici. Punem zahărul. Aici avem untul. Le punem pe toate. Așa.
punem aroma noastră de mandarine făcută în casă, din mandarine cu zahăr. Eu aici am 100 de grame de aromă. Așa. O luăm așa pe toată. Vom pune 2 ouă întregi și 3 gălbenușuri. Așa, și punem 2 ouă întregi, vedeți? Și 3 gălbenușuri. Punem laptele. Și esență de rom. Esență de rom. Închidem și pornim robotul. Și acum rământăm aici cu robotul și după aceea trecem la faza a treia. Deci am făcut mai întâi maiaua, am pus o parte din ingrediente și acum trecem la partea a treia. O să facem o emulsie. Acum umpli robotul. Așa. Vedeți? Și vom adăuga 400 de făină. 400 de făină cu 7 grame de sare. Și vom pune sarea. Și făină. Și acum o să închidem și pornim robotul. Aici aluatul nostru, vedeți că se face, închidem. Așa. Vedeți cum arată? Așa, o să dăm de pe margini cu o palețică totul așa în jos. Eu o să facem o emulsie pe care o să o punem în compoziția noastră de cozonaci și vom avea nevoie de 100 de grame de unt. Aici avem 50 de grame de unt de cacao, vedeți? O să-l topim imediat. 70 de grame de lapte condensat și 100 de grame de zahăr pudră. Vom topi untul de cacao și îl vom pune peste aici, pe tot. Și vom amesteca totul. Așa. Așa. Oprim. Asta e emulsie. Și vom lua puțin câte puțin. Și vom adăuga aici. Înăuntru. Vom porni aparatul. Așa.
până când o punem pe toată. Și acum vom mai adăuga puțină făină. Să vă arăt cum arată aluatul. Și să vă arăt cum arată aluatul aici. Vedeți? Și vom mai adăuga încă puțină făină. Aluatul nostru este gata. Ia uitați-l. Așa. Îl scoatem de aici și o să-l lăsăm. Ia uitați cum arată. Și o să-l lăsăm să crească aici în acest vas. Aluatul nostru este gata. Ia uitați-l. Aici zona cea de cozonac dintr-un kilogram de făină. Vom face unul într-o tavă lungă și unul într-o tavă așa, în formă de stea. Și o să-i punem în tăvi, îi lăsăm la crescut. O să facem și umplutură. Așa. Aici am și o să împărțim, am cozonacul meu, îl împărțim, aluatul, îl împărțim în două. O să ungem cu unt aceste forme, vedeți? Am două forme. Așa. Și acum, acesta este aluatul nostru, vedeți? Aluatul nostru de cozonac, un kilogram de aluat. Și o să-l împart în două și am să-l cântăresc. Așa, îl împărțim în două ca să facem un cozonac simplu și un cozonac umplut cu nucă. Așa. Și am să cântăresc să văd cât am să fie împărțit egal. Mai luăm o bucățică de aici. Ia să vedem. Deci, făcut dintr-un kilogram de făină. Așa, și am împărțit. Deci are cam un kilogram și aproape 100 fiecare bucată. Și o bucățică o să o împărțim în două. Ia să vedem. Aici am aluatul nostru. Făcut dintr-un kilogram de făină. Bună ziua, bună ziua, bine ați venit! Astăzi facem cozonaci. Și o să facem un cozonac într-o tavă lungă și într-o tavă în forma de stea. Așa. O să facem în această tavă, unul, și o să o ungem cu unt și într-o tavă, ia uitați, de cozonac.
Așa, aici am puțin unt, l-am topit puțin, ca să ungem aceste tăvi. Cu un pensionaj, ia uitați. Și am să pun așa puțin unt și într-o parte și în cealaltă. Dăm deoparte și ungem. Ungem așa tăvile, doar cu unt. Bine, 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 peste tot. Bună ziua, bună ziua! Bine ați venit! Eu ieri am început să fac aluatul de cozonac, l-am făcut de ieri. Este o rețetă nouă. O să vă pun și ingredientele și video când îl termin, să vedeți ce ingrediente am pus. Este o rețetă nouă, nouă, nouă. Așa. Și facem un cozonac într-o tavă de cozonac și într-o formă așa, stea. Bună ziua, Tatiana! Bine ai venit! Și bine ați venit tuturor! Așa, și ungem. Ungem așa bine forma cu unt. Mai punem dacă mai e nevoie. Punem așa să ungem peste tot. Așa. Vedeți? Ungem așa peste tot. Am să vă las în comentarii și alte rețete de cozonaci. Eu am peste 16 rețete de cozonaci făcute. Am încercat fel de fel de metode. Și am încercat și cozonac cu frământare și fără frământare. Am făcut rețete. Și cozonac cu cacao umplut cu nucă de cocos. Să-l încercați să vedeți ce bun este. Am făcut un cozonac simplu și în interior am colorat o bucățică de aluat și am făcut așa ca o floricică. Și când se taie cozonacul, fiecare felie are câte o floricică din acea roșie. Puteți colora cu sfeclă roșie dacă doriți. Bună ziua! Bună ziua, Vasi! Bine ai venit! Și bine ați venit tuturor! Așa, am uns așa bine această formă. Vedeți? Le ungem doar cu unt. Și dăm deoparte. Și de această formă de cozonac, tot așa doar cu unt, le ungem bine, 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 să fie bine unse. Așa. Eu am topit puțin untul. Aceasta are 27 pe 11 și este înaltă cam de 8. Lungă de 27, largă de 11, tăvița mea. Să știți că este foarte, foarte bună. Așa. Bună ziua, Alina, și bine ați venit. Așa. Și acum o să trebuiască să facem umplutura ca să umplem aceste două bucățele de aluat și o să le punem în această tavă. Și unul singur îl punem așa aici. Deci mai lăsăm aluatul să se odihnească puțin și să facem umplutura. Și vom avea nevoie de nucă. Eu aici am circa 300 de nucă. Umplutura puneți câtă doriți și câtă vă place. Nu puneți nici foarte multă ca să nu fie prea greu aluatul. Am 100 de zahăr și zahărul puneți tot așa după gust. Aici am 3 albușuri și am să le bat și am să mai bat încă unul când trebuie gălbenușul pentru uns. Și am să iau albușul și am să-l bat împreună cu zahărul și apoi vom adăuga nuca
Și esență de rom. Esență de rom după gust cât dorim. Așa. Și pentru uns, gălbenuș și lapte. Și vom mai avea nevoie de puțin unt când întindem să ungem aluatul cu unt. Așa, și am să dau deoparte și să punem albușurile să le batem. Am să le pun aici să se bată bine, bine, bine cu zahărul și punem albușurile. Și de aici o să punem un gălbenușul aici, albușul îl punem în interior. Așa. Dacă nu sunteți siguri că ouăle sunt proaspete și bune, 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 cu unul câte unul pe o farfuriuță, le separați albușul de gălbenuș. Așa. Am să pun mai întâi să se bată albușul și după aceea adaug zahărul. Așa. Și acum, cât se bate albușul și noi o să punem cozonacul mai întâi pe cel, că este simplu și punem direct aici, în forma noastră. Așa, și am să-mi dau această mai aproape. Voi da deoparte aceste bucățele de aluat. Și acum, pentru aluatul simplu, voi întinde această foaie. Așa. Voi întinde așa bine. O puteți întinde și cu un sucitor, dacă doriți. Și o voi unge cu unt. Am să vă pun și video. Eu am făcut ieri aluatul. Am făcut și video. Și după ce terminăm astăzi aici, o să-l lucrez și o să-l pun împreună. Și acum ungem cu unt. Deci aceasta pentru cozonacul simplu. Fac pentru fiecare din noi, fiecare are o preferință și facem și simplu și umplut la noi în familie. Așa. Și ungem așa bine. Și am să mai pun și pe aici puțin mult. Așa. Îl împăturim așa bine. Și-l punem în tavă și el o să crească. Așa. Și-l pun aici, în această formă. Am mai strâng așa puțin și-l punem așa aici.
îl acoperim și îl lăsăm să crească. Și acum, să ne preparăm umplutura pentru cozonacul nostru în tavă. Aici vom avea două foi, tot așa am să-l întind cu mânuța. Acum peste albuș voi pune, vedeți, am albuș, voi pune și zahărul și îl lăsăm să se mixeze aici. Bine, bine, robot. Și să întindem aici foile noastre bine, bine. Cum am spus, le puteți întinde și cu un socitor. Astăzi am să le întind așa cu mânuța. Aceste două foi. Să vedem dacă s-a făcut umplutura. Am mărit viteza. Eu de obicei fac umplutura la cozonaci cu lapte fierbinte, dar astăzi vreau să fac cu albușurile. Albușurile. Mămica mea tot cu albușuri face. Dar schimbăm rețetele. Schimbăm și încercăm. Încercăm fel de fel de rețete să vedem care o să fie cel mai bun cozonac. Am bătut aici puțin albușul și am să-l pun aici într-un vas. Am bătut albușul cu zahărul, dau mai în față. O palețică. Așa, nu l-am bătut prea tare. Vedeți? Albușul nu este bătut prea tare. Așa. Și acum, aici vom adăuga nucă. Și esență de rom. Am să pun două fiole. Cozonacul cu cât este mai aromat, cu atât este mai bun.
Așa. Și amestecăm așa bine. Și vom pune și cacao. Așa. Și am să pun două linguri așa cu vârf. Și dacă mai e nevoie, mai adăugăm. Punem așa aici alături. Și amestecăm. Vedeți umplutura? Și gustați să vedeți dacă este bună de aromată și de zahăr. Deci eu am pus 300 de nucă, 100 de zahăr, 4 albușuri și 2 fiole de rom. Și am să gust, să văd dacă este bună. Așa. Am să gust așa puțin. Să mai pun o aromă. 3 esențe de rom. Așa. Și amestecăm așa bine. Să dau de parte. Și odată ce umplutura noastră este gata, putem da formă la cozonac. Așa, ia uitați umplutura cum arată, vedeți? Așa, și o împărțim în două și o punem pe foaia noastră de aluat. Aici avem tava tapetată cu unt. Așa. Mai aproape mi-am întins foile. Am să un cu untul rămas așa pe foaie și am să dau așa puțin. Așa. Mungem așa bine. Acum vom pune. Mulțumesc, Mariana, o zi frumoasă și ție. Vom pune umplutura și o punem așa pe toată și o împărțim în două. Cred că se vede, nu? Așa. Amestecați așa bine. Și punem jumătate din umplutura aici și jumătate pe cealaltă foaie. Cine dorește poate pune și rahat, și stafide. Așa. Sper că am împărțit bine. Cum să întindem. Tindem așa peste tot.
întindem și pe cealaltă foaie. Așa. Vedeți? Le-am întins și acum o să le rulăm. Și rulăm încet, încet. Se vede, nu? Așa. Am rulat pe prima. Și o rulăm și pe a doua. Și acum le rulăm și le punem în tavă. Așa. Și îl punem așa aici. O să iasă un cozonac baban. Vedeți? Vedeți cum a venit? Așa aici în... Și celălalt îl avem așa aici. Unul simplu și unul umplut. Cu multă, multă umplutură. Și unul... Acum le acoperim cu folie și după aceea le vom da cu gălbenuș și cu puțin lapte. Punem așa gălbenușul peste lapte. Vedeți? Și amestecăm și o să ungem. Dar mai întâi îl lăsăm să crească bine, bine, bine. Și punem folie peste. Și apoi le dăm la cuptor. Vedeți? Am să pun așa folie. Vedem dacă desface. I-am găsit capătul. Așa, și punem așa folie și lăsăm să crească. Îi lăsăm să crească pe amândoi. Aici avem unul. Și pe al doilea. Este foarte bine de încercat făina înainte, când faceți cozonaci mai mult, să încercați făina și să vedeți cum vă iese. Faceți o plăcintuță micuță. Vedeți? Acesta este cel simplu, nu l-am umplut cu nimic și acesta este
Ia uitați ce greu este, cu tot cu umplutură. Deci doar aluatul are un kilogram și un kilogram. Și aici vom avea un cozonac de un kilogram simplu. Și aici cu tot cu umplutură va avea, deci un kilogram și 500. Am pus 300 de nucă cu albușuri. Un kilogram 4, un kilogram 500, vedeți? Și lăsăm. După aceea îi ungem cu ou și cu lapte și o să-i dăm, dacă scoatem, dorim, și cu mare folia. Așa. Ia uitați cum arată. Așa. Și acum o să ungem cu ou. Acesta îl lăsăm așa, nu-l ungem cu nimic, că oricum o să-l întoarcem și o să-l pudrăm cu zahăr. Așa, și-l dau deoparte. Aici am gălbenuș cu lapte și o să ungem așa. Bine, amestecăm și ungem cu lapte și cu gălbenuș. Așa. Ungem așa bine. Și acum o să tăiem. O să tăiem așa pe diagonală, ca să punem macul. Și o să luăm așa și o să punem macul nostru peste cozonac. Și acum putem da așa cu puțin gălbenuș peste. Și acum scoatem hârtia noastră. Dăm cu restul de ou. Așa. Și acesta este cozonacul nostru, dor la 200 de grade, circa 10 minute, și apoi îl dăm la mic, la 180-170, când este gata. Dăm la cuptor. Îi dăm pe amândoi la cuptor. Cozonacelul este gata. Pandorul. Este gata. Și dăm cu zahăr pudră. Cozonacel Pandoro. Cozonacul este gata. Ia uitați-l. A venit super, super, super. A ieșit super, super de bun. Ia uitați cum arată. Vedeți? Așa. Cozonacul. Să tăiem o feliuță. Și să tăiem, să vedem cum este. Să tăiem cozonacul. Și să vedem cum este. Vedeți cum arată? Așa. Nu ești ca lumea.
iartă, mică. Vreau mă dăbuțile pe asta. Ia uitați. Cozonac, încă este cald. Vedeți că este aburul. Ia uitați cum arată. Super. Arată super, super, super. Cozonac Pandoro. Uitați cum arată. O să tăiem și mâine, să vedeți și mâine cum arată cozonacul. Am să și gust, să văd dacă este bun. Așa arată. Mai tăiem așa. A ieșit bine. Cum arată. Vedeți? Se vede că încă iese aburul. Trebuie lăsat să se răcească bine. Așa arată. Arată super. A ieșit super, super. Și aluatul. Așa. Și acesta este cel simplu. Fără umplutură. Este tip Pandoro. Să rup și feliuța aceasta, să vedeți cum arată în interior. Așa. Vedeți? Așa arată. Vă aștept și pe canalul meu de YouTube Prăjituri cu Camelia și Bucate Gustoase. Acolo găsiți peste 16 rețete, cred că am 20 rețete de cozonaci. Și fiecare cozonac are rețeta lui. Am cozonac și cu ouă întregi, și cu gălbenușuri, și cu foarte multe gălbenușuri, și cu frământare, și fără frământare, și cozonacul cu cacao, cu umplutură de nucă de cocos, și cozonac cu sirop sau cu lichior de cireșe. Găsiți. Vă doresc multă sănătate, o seară frumoasă, la revedere, pupici! Și vă mulțumesc din suflet, la revedere pe mâine!